Toate acestea există. Îmi pare rău că n-am avut inspirația să le iau, să vi le arăt, să vedeți ce frumos. De asemenea, mult mai bogate și mult mai profesionist făcute cele din vremea care a urmat celui de-al doilea război mondial, vremea comunismului, în care erau date o mulțime de alte informații, așa încât sursele acelea care dădeau informații să-și merite remunerație. Așa, să revenim puțin la omul Cornilescu. Frate Buciuțului, știu că de un număr de ani s-a început niște cercetări pe cont propriu, dat fiind și faptul că locul în care s-a scris traducerile Bibliei, la chiar Botoșani, a făcut și un film din care o să avem ocazia să vedem prezentare unor părți, unor secvențe din film. Cornilescu, gândindu-ne doar la faptul că a trebuit să scrie și să rescrie de câteva ori Scriptura, ești tentat să spui un supraom. Câteva cuvinte despre rezultatele căutărilor. Fratele păstor Țon spunea acest Cornilescu un oltean. Nu doar că a scris Biblia cu mâna, te gândești că e supraom. Și faptul că un oltean s-a mutat în Moldova. Alta e că un fiu de învățător, profesor, merge să devină preot. Alta. După ce devine absolvent cu un comportament lăudabil, în loc să meargă undeva la o mănăstire, undeva să slujească și să trăiască bine, numai bine acceptă să fie irodonisit și imediat încheie, parcă evadează și se duce în satul Stâncești. Alta care ne-ar face să ne gândim că este supraom este aceea. În loc să gândească la nevoile poporului din perspectivă materială, medicamente, bani, ogoare, independență, politică, perspectivă, el gândește la Biblie, la suflet, la dimensiuni mistice. Sunt multe motivele. Apoi, ce ne mai face să ne întrebăm ce om a fost acesta? Felul cum s-a abandonat pe sine la dispoziția Domnului. În filmul care l-am realizat așa să fie ca o strigare, ca un mod de a atrage atenția, am spus felul cum Biblia spune că Domnul a surpat zidul de la mijloc, acest Dumitru Cornilescu parcă lasă un fir roșu. Am un grup de prieteni din județul Mehedinț, din Turnul Severin, familia Naie, care m-au ajutat să aflu sătucul în care s-a născut, drumul Bucureștiului, Ruș, județul Vaslui, Dobrovăț, Iași. De acolo vine la Stâncești. Însă, ce văd special la omul acesta? Faptul că el descopere o nevoie a națiunii și caută să vină în întâmpinarea ei. Este omul interesat de sufletul lui și este interesat și de nevoia celor din jur. Apoi el este omul care vrea să cunoască adevărul, nu doar așa cum i s-a prezentat, fără să-l mestece. El este omul care vrea să-l digere, să-l cântărească, să-l macine. Se pune la dispoziția lui Dumnezeu, este un om care privește în viitor, părăsește Plutonul din punct de vedere al gândirii celor de atunci, consideră că trebuie făcut ceva pentru națiunea română și pentru el. Și așa cum fratele păstor ne spunea, el nu este un intelectual doar.
un teolog doar, un meseriaș. El este omul care atunci când citește, când scrie, când traduce și când își propune să vorbească altora, el citește în Biblie și raportează la propria persoană. Ce îmi vorbește mie Dumnezeu? Ce îmi spune mie Dumnezeu? M-am bucurat mult că Dumnezeu mi-a dat harul să pot sta de vorbă cu fratele păstor și la rândul Dumnezeului să ne povestească faptul că a stat de vorbă cu traducătorul. Ei, acest om când simte lumina, capitulează, acceptă să înceapă o viață nouă cu Dumnezeu și aici se dă vălul. Aceasta ne arată că el nu este un supraom. El este un om care se aliniază, se încolonează preoților despre care Biblia ne spune în Cartea Faptele Apostolilor că s-au convertit la predicile diaconului, martirul în devenire, Ștefan. Ei, omul acesta, Cornelescu, înțelege că el trebuie să se împace cu Dumnezeu, se pune la dispoziția lui Dumnezeu, lucrează pentru Dumnezeu și dacă noi vorbim în mod teoretic despre sărăcie, despre ceva rudimentar, despre mari nevoi, zilnic trec prin zona aceea și văd cupola acelei bisericuțe care cu bunăvoința nu știu cui stă să se dărâme ca să se uite odată despre acest om care a trăit. Trec prin parcul Mihai Eminescu din oraș la noi și văd multe busturi a marelor personalități care au trăit pe acolo. Și pe Cornelescu nu-l văd și mă întreb. Nu a avut vârsta? Ba da, 80 și de ani. Nu a avut studiile? Ba da, are studii. Nu cunoaște limbi? Ba da, este poliglot. Este moral. Dar ce a făcut el pentru noi? Ne-a lăsat un tabloid? Nu. Ne-a lăsat Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare comoară de care avem nevoie și folosită, așa cum frații spuneau, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oamenii se convertesc. După ce vorbim despre Marele Cornilescu, despre Tudor Popescu, despre Trifa și alții, ce învățăm noi de aici? În cazul în care noi ne-am zis nouă că suntem niște buni români, buni creștini, niște oameni cu minți și morale, vreau să spun că el, Cornelescu, avea poate mult mai multe motive să spună, să se considere așa. Însă când a dat peste cuvântul lui Dumnezeu, citeam în documentar, studiind, și spune el, primul pas pe care l-am făcut a fost acesta. Am înțeles și am recunoscut că Domnul Iisus Hristos nu este mort, este viu. Ascultă rugăciuni, cântări și ne vede chiar și atunci când facem păcate. Acele păcate românești despre care fratele Daniel spunea. Alt pas, a înțeles că Domnul este cel singurul care mântuie și un alt pas este acela, am înțeles că Domnul Iisus este Domn, după cum bine fratele păstor Zon spunea. Și vreau să îl las pe Domnul Iisus să domnească în viața mea. Ce propun tinerilor, doamnelor, domnilor, intelectualilor, celor care au